sunt nu puține momente în care părintele a avut prezența lui Dumnezeu în viața lui, care pe noi ne-a uimit prin faptul că el spunea că erau lucruri firești care mi se întâmplă, nu erau lucruri extraordinare, din cauza că să păzea ținându-se în smerenie. Să vă dau un exemplu. Noi am tipărit o broșură, o dorință veche a părintelui de a avea Paraclisul Sfântului Gheorghe. Prin intermediul unor fii duhovnicești, de a părintelui, niște monahi atoniți, care ne-au propus dacă am avea ceva de tipărit, pentru că ei au la rândul lor niște cunoscuți care au o tipografie și o editură și ar putea să tipărească ceva pentru noi, ceva mai deosebit, care nu există în limba română. În momentul respectiv nu știam să fie existat un Paraclis al Sfântului Gheorghe tradus. Am luat textul în limba greacă de la mănăstire, la Vatopedu, ne-am ajutat de niște frați care studiau în Salonic atunci, cunoscători de limbă greacă, plus părinții de la mănăstire care mai erau, și am reușit să organizăm broșurica respectivă, în care am pus Paraclisul Sfântului Gheorghe, Acatistul Sfântului Gheorghe și câteva cuvinte de-a părintelui Dionisie, pe care le aveam din anumite înregistrări care s-au făcut în întâlnirile lui cu pelerinii. Am dat materialul respectivilor editori. Părintele tot întreba în răstimpuri, oare nu au reușit să termine broșura? Nu mai aveam nicio veste de la ei. După vreo un an, doi aproape, părinții care au mișlocit pentru noi au zis, v-ați rugat bine că au reușit, au avut niște greutăți, au întâmpinat niște piedici, dar până au reușit să tipărească și o să vi le aducă broșurile respective. Sună la un moment dat editorii să ne anunțe că eram săptămâna când este sâmbăta lui Lazar în postul mare și ne-au spus, de sâmbăta lui Lazar intrăm în munte și venim direct la voi să vă aducem broșurile. Eu bucuros merg să-i spun părintele, zic, uite părinte, în sfârșit o să putem să ne bucurăm de broșuri pe care vi le-ați dorit atât de mult, uite, o să sosească și vor intra mâine frații greci să ne aducă broșurile. Și părintele un pic așa încruntat zice, dar de ce mâine? Nu astăzi. Zic, nu părinte, că au dat telefon, sâmbăta lui Lazar e mâine. În ziua când noi purtam dialogul ăsta era vinerea. Îi spune două de trei ori, îi repet, părinte, mâine. Părinte așa un pic contrariat, mâine. Bine, zice, bine. Noi încă nu terminasem discuția când vine cineva la ușă și bate, spune, părinte, să coborâți că îți veniți niște greci. Și când am coborât erau cei cu broșurile. Și mă întorc și spun, părinte, zic, au venit. Zic, de unde aș știut că vin astăzi? E, am zis și eu așa, nu? Με τον πατέρα Διονύσιο ήταν ένα πολύ διαφορετικό πράγμα. Ήταν ένα θεϊκό, μπορώ να πω. Γιατί ήταν τόσο ταπεινός που δεν μπορεί να το πιστέψει κάποιο μυαλό ανθρώπου. Μια φορά τον ρώτησα ότι τόσα χρόνια εδώ στο Άγιον Όρος, τι κάνατε? Και μου είπε, το μόνο που έκανα ήταν να κάθομαι στο κελί. Αυτό είναι μεγάλη ταπείνωση. Πολύ μεγάλη ταπείνωση. Και έτσι ευχαριστώ τον Άγιο Θεό που γνωρίσαμε αυτούς τους Αγίους. Είναι Άγιοι. Πραγματικά είναι Άγιοι. Και θυμάμαι, του ζήτησα ένα πετραχύλι για ευλογία. Θα στο δώσω, μου λέει. Και όταν κοιμήθη, με πήραν τηλέφωνο, ο πατήρ Αντύπας μου είπε ότι κοιμήθη ο γέροντας, να τον μνημονεύουμε, δεν μπορούσα να έρθω. Και όταν ήρθα και επισκέφτηκα να προσκυνήσω τον τάφο, ο γέροντας ο καινούριος, ο πατήρ Διονύσιος, μου το έδωσε, άρα με θυμότανε. Και μία φορά 3 Νοεμβρίου που έχουν την πανήγυρη, ήταν και ένας διάκος από την Αλβανία. Και του λέει ο γέροντας, ο πατήρ Διονύσιος, έχετε να πείτε κάτι, Άγιε Διάκονε? Λέει, όχι. Λέει, πέστε μας λίγο για τον Άγιο Γεώργιο. Λέει, ο Άγιος Γεώργιος είναι γρήγορος και έχει κατσαρά μαλλιά. Άρα ο γέροντας τον έβλεπε τον Άγιο Γεώργιο και επικοινωνούσε σίγουρα. Εγώ fost călugăria unui părinte din Sfântul Munte. Făcut în schimba mare, trimis din părintele Iulian. Iulian, duhovnicul. Și părintele a stat 7 zile sub mantie. După aia a plecat pe jos către Schitul Prodrum, pe cărare spre Pantocratorul, este o anumită cale. Eu l-am condus o perioadă. Era limpede că merge la duhovnicul lui, Părinte Iulian, să-i spună nou nume.
Și în timpul ce eu mergeam cu el, părinte Dionisie, actualul stareț, era Sfântul Gheorghe, cobora cu bătrânul Dionisie spre biserică, spre paraclis, ca să facă paraclisul Maicii Domnului. Făceau la ora 11 ziua. Și coborând împreună, bătrânul Dionisie spune, ei, părintele Hariton, zice, s-a dus în lacul, nu? Nu, părinte, s-a dus la părintele lui, la părintele Iulian. Cum, părinte, nu s-a dus în lacul? Păi nu, e bine, bine, niciodată, nu. Ei, când a venit peste câteva săptămâni părintele Hariton, a spus exact că a ajuns în lacul. Adică a fost, s-a întâlnit cu părintele Ștefan în drum undeva și a mers în lacul, după aceea s-a dus la Sfântul Prodrum. Este o mărturie a unui mirean din Grecia, Hrisostom, care a venit la părintele Dionisie, era foarte tulburat, foarte apăsat, din cauza că una din fiicele lui era demonizată de mulți ani. Și orice ar fi făcut, oriunde s-ar fi dus, nu reușea să se vindece. Și a venit la părintele Dionisie, era practic ultima lui speranță, i-a mărturisit problema pe care a avut-o, și povestesc că ucenicii părintelui că după convorbirea cu părintele, acest mirean a ieșit așa într-o stare de uimire, dar și de exaltare, spunându-i că părintele Dionisie l-a încurajat că tot o să fie bine, dar de ce era uimit? Părintele Dionisie îi spusese la remarca acestui mirean că are impresia că Dumnezeu l-a pedepsit cu această fată demonizată. Părintele Dionisie a răspuns, da, zice, Dumnezeu te-a pedepsit pentru că ai pe conștiință două avorturi. Ai avut 4 copii și 2 au fost avortați. Iar Hrisostom a rămas uluit pentru că nimeni nu știa, nu mărturisise nimănui și părintele Dionisie îi spusese această taină, numai de el cunoscută. Bineînțeles, i-a spus-o mângâindu-l, spunându-i că nu ai fost atunci, să zicem, foarte conștient de ce s-a întâmplat și cu pocăință, cu rugăciune, fata ta se va vindeca și totul va fi bine în cele din urmă. Dar Hrisostom era uluit de faptul că părintele Dionisie îi spusese ceva ce nu avea cum să știe. Deci un caz de vedere în sufletul acestui om. O altă întâmplare a fost povestită, relatată părinților de aici, de la Chilie, de un monah, de la Chilia Sfântul Nicolae, un monah grec, cu același nume Nicolae, era prieten de zeci de ani al părintelui Dionisie și s-a întâmplat tot așa la începutul anilor 2000. Era deja atins de pareză acest părinte Nicolae și nu se mai putea deplasa. El avea obiceiul să vină des la hramurile de la Chilia Sfântul Gheorghe. Dar din cauza acestei pareze era aproape imobilizat și povestește cum într-o zi când își făcea rugăciunea lui Iisus, a spus că i-a apărut în față părintele Dionisie, deci acolo în chilia unde era. Și el a rămas uluit și l-a întrebat, cum ai ajuns aici? De ce ai venit aici? Și părintele Dionisie a spus, am venit să fac o liturghie pentru sufletul tău, ca să te ajute. Și după ce a spus lucrul ăsta, a dispărut. Părintele Nicolae spune că, așa, cu tot cu pareza pe care avea, a reușit să ajungă până la urmă la biserică și a simțit un miros de tămâie, cum nu mai simțise niciodată până atunci. Avea 2 ucenici și a întrebat dacă l-au văzut pe părintele Dionisie, intrând și făcând liturghia acolo. Bineînțeles, ucenicii au spus că nu, dar părintele Nicolae mărturisea cu mâna pe inimă că părintele Dionisie a venit acolo la chilia lui, l-a îmbărbătat și a spus că a ținut o liturghie pentru sufletul lui.